și credincioșii parohiei Sfântul Ierarh Nectarie din municipiul Dej și-au sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pentru al 11-lea an consecutiv în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei. Cei prezenți s-au închinat la un fragment din moaștele Sfântului Taumaturg. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat faptul că Sfântul Ierarh Nectarie a biruit nedreptățile cu ajutorul smereniei. Sfântul Nectarie a fost victima invidiei. Acum această patimă e prezentă și în lumea noastră și între oamenii obișnuiți. Din nefericire, este prezentă și între oamenii politici. Această patimă nenorocită o numește Sfântul Vasile cel Mare. Și ne vom întreba în ce are această patimă rădăcina, ca să-i putem smulge rădăcina. Această patimă nenorocită își are rădăcina în mândrie. Omul mândru nu-l poate vedea mai bun, mai eficient, mai apreciat pe semenul său decât pe sine, și atunci se naște în sufletul lui acest păcat drăcesc, care este invidia și care pe Sfântul Ierarh Nectarie l-a făcut o victimă, dar cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că venind de acolo, de la Patriarhia din Alexandria, de fapt era sediul episcopiei lui în Cairo, venind de acolo, Noian de binecuvântări a revărsat peste Egina, peste Grecia, peste Europa, peste toată lumea, unde credincioșii îi se adresează întotdeauna, dar în mod special astăzi. Piatra de temelie a bisericii a fost sfințită în data de 13 august 2011. Este al 11-lea hram pe care îl sărbătorim împreună. Repede au trecut 11 ani. Pentru noi, ziua în care ne sărbătorim ocrotitorul este una foarte importantă. Îndrăznesc să afirm că după ziua Învierii, după ziua de Paști, cea mai frumoasă zi pentru noi este această zi, ziua în care ne sărbătorim hramul. Și întăresc ceea ce am spus până acum prin a vă aduce la cunoștință că an de an Părintele nostru Mitropolit este în mijlocul nostru, foarte aproape de noi și împreună bucurându-se de hramul bisericii noastre. Azi parcă mai mult ca oricând avem nevoie unii de alții și avem nevoie de mijlocirea Sfinților și cu toții avem nevoie de mila și de ajutorul lui Dumnezeu. La finalul slujbei, ierarhul l-a ridicat la rangul de iconom pe părintele Vlad Cristian Todoran, responsabilul cu activitățile de tineret din cadrul protopopiatului Dej. De asemenea, interpreții de muzică populară Cristina Beldean Moșuțan și Felix Gălan au primit ordinul Mihai Vodă pentru mireni. Vara aceasta și implicit anul acesta a fost unul bogat în activități la nivelul protopopiatului Dej, prin sprijinul tinerilor Ligii Creștini Ortodoxi din Dej. Împreună cu aceștia am desfășurat câteva proiecte deosebit de importante pentru protopopiatul nostru, și anume două tabere organizate de către Liga noastră în St. George's Bay, două tabere de tineret, iar mai apoi împreună cu tinerii noștri am sprijinit și alte activități cu tinerii la nivelul întregii eparhii. O bucurie deosebită a fost pentru noi faptul că în această toamnă am reușit să desfășurăm prima ediție a unei tabere de adolescenți și părinți, primul proiect de acest fel pe care împreună l-am dus la bun sfârșit, un proiect desfășurat tot în cadrul Centrului Misionar de Tineret Ioan Bunea din St. George's Bay. Nu m-am așteptat să îmi fac această bucurie astăzi și să primesc din partea înalt preasfințitului Andrei acest ordinul Mihai Vodă. Este o onoare, bineînțeles, o bucurie și de asemenea asta mă face să fiu și mai atentă de acum înainte și să fiu și mai interesată să fac, pe lângă câte lucruri am făcut până acum, să fac și mai multe lucruri în folosul comunității, în folosul oamenilor, pentru că și până acum eu întotdeauna ce am făcut din suflet, cu sufletul, și
Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a binecuvântat să fiu astăzi aici. Parohia Dej 5, ocrotită de Sfântul Ierarh Nectarie, a fost înființată în data de 15 mai 2011. Săptămânal, în lăcașul de cult, se organizează diverse întâlniri și activități în parteneriat cu grădinița Lumea Piticilor din municipiu și cu Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej.